Cadrele medicale din Valea Jiului s-au alăturat colegilor din întreaga țară. Astfel, luni dimineață, între orele 8 și 10, activitatea în spitale a fost întreruptă. În acest timp, atenția s-a îndreptat doar asupra pacienților din serviciile de urgență. În spitalul de urgență Petroșani astăzi a avut loc acea grevă de avertisment. Atât personalul medical superior, cei care au considerat că doresc să se alăture grevei, cât și personalul medical mediu, au fost în grevă de avertisment între orele 8 și 10. Principala nemulțumire este finanțarea sistemului sanitar, respectiv problema salariilor. Cadrele medicale speră ca protestul de astăzi să fie un semnal de alarmă pentru guvern. Teoretic există această speranță, este și motivul pentru care colegii doresc să participe la această mișcare sindicală. Va urma și o grevă generală? Este decizia sindicatului Sanitas, respectiv a colegilor care doresc sau nu se alăture acestei greve. La toate cele trei unități medicale din Valea Jiului au avut loc proteste. Angajații din sistemul sanitar cer alocarea a minimum 6% din PIB pentru sănătate, o legislație care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public și privat, o lege a salarizării specifică sistemului de sănătate, apărarea demnității și renunțarea la denigrarea profesioniștilor de către autorități, organizarea unităților medicale cu paturi în sistem public pentru asigurarea unor servicii prompte și de calitate pentru pacienți, precum și consultarea reală a Coaliției Profesioniștilor din Sănătate cu privire la orice măsură ce poate afecta funcționarea sistemului de sănătate. În 28 noiembrie este anunțată prima zi de grevă generală în sănătate. Zăpadă în estul Văii Jiului. Iarna se instalează încet, dar sigur în cea mai estică zona Văii Jiului. La Petrila, zăpada din oraș atingea luni, la orele prânzului, câțiva centimetri. Reprezentanții primăriei spun că sunt pregătiți să intervină. Vineri am verificat stocurile de zăpăzire împreună cu directorul de la Societatea de Gospodărire, cu domnul Costac. Există pe stoc în jur de 50 de metri cubi de sare, 50 de metri cubi de nisip, utilajele erau pregătite, pluguri, toate nu ne prinde pregătiți, doar să mai stea un pic. Tot orașul, deci pe străduțe, ulițe, nu se axează doar pe centrul orașului. Deocamdată doar la Petrila a nins. În extrema cealaltă a Văii Jiului, la Uricani, luni nu ninsese deloc. Meteorologii au emis o atenționare de zăpadă până joi, 28 noiembrie. Pregătiți pentru a aduna oamenii fără adăpost de pe străzi. Meteorologii au emis cod galben de precipitații sub formă de ninsoare și ger pentru 14 județe din țară. Și Valea Jiului se află sub incidența acestui cod, iar reprezentanții administrației locale din Petroșani sunt pregătiți să îi cazeze pe oamenii fără acoperiș deasupra capului în adăpostul destinat acestora. Noi am desfășurat o vizită la adăpostul pentru persoane care nu au unde să nopteze pe timpul nopții, încă de la începutul lunii noiembrie, când temperaturile nu erau așa scăzute, tocmai pentru a verifica starea în care se află această locație și dacă necesită, să spunem așa, reparații minime pentru a fi funcțională. Au fost mici retușuri care s-au făcut, astfel că în prezent cei de la poliția locală trebuie doar să identifice pe cei care nu au unde să doarmă și în momentul în care temperaturile vor scădea sub 10 grade Celsius să îi poftească să înnopteze acolo. Persoanele fără adăpost nu pot fi obligate să înnopteze în centru. Fiecare decide dacă își petrece noaptea în locația pusă la dispoziția sa. Ei, propriu-zis, nu sunt adunați în sensul că nu li se impune. Lor li se spune ce opțiune au, aceea de a merge la adăpost dacă nu au unde să înnopteze pentru noapte și rămâne la, cum să zic, la decizia. Ei iau decizia dacă iau în calcul această opțiune sau preferă să doarmă temir pe unde. Adăpostul din Petroșani are o capacitate de 4 locuri, iar aici au fost făcute și ultimele retușuri pentru ca oamenii străzii să fie cazați în condiții corespunzătoare. Cadou de Moș Crăciun. 60 de familii din Petrila vor avea un Crăciun de neuitat. Moș Crăciun le va aduce în dar câte o locuință. Responsabilii primăriei Petrila spun că până la sărbătorile de iarnă, cele 60 de familii vor avea o casă nouă. Vor fi finalizate în jurul datei de 20 decembrie. Dacă vor mai fi mici remedieri, asta le stabilește comisia de recepție care va fi atunci, dar în 99% până în 20 decembrie va fi finalizate lucrările. Sperăm ca să fie un cadou pentru ei din Moș Crăciun.
Din păcate, moșul nu va avea posibilitatea de a face pe placul tuturor. Peste 500 de familii nu vor primi cadoul mult visat. Jurul aproximativ 600 de cereri de locuințe sunt analizate către Comisia de Anchetă Socială, urmând ca Comisia de Locuințe să stabilească în funcție de punctaj repartiția lor. Cele patru clădiri sunt identice din punct de vedere arhitectural, volumetric și al compartimentărilor interioare. Acestea se află în zona Lonea și cuprind în total 64 de unități locative, și anume 28 de apartamente cu două camere și 36 de garsoniere în regimul de înălțime P+3. Sute de mii de lei din tolba bugetului local. Manifestările organizate în luna decembrie vor costa administrațiile locale din Valea Jiului peste 500 de mii de lei. Chiar și așa, majoritatea edililor spun că sumele alocate în acest an pentru organizarea manifestărilor din luna decembrie sunt mai mici față de anii precedenți. La Petroșani s-au alocat peste 200 de mii de lei pentru sărbătorile din luna cadourilor. Pentru manifestările care au loc în luna decembrie, Primăria Municipiului Petroșani a alocat o sumă de 234.000 de lei. Această sumă este împărțită în două capitole. Este vorba de 100.000 de lei care merg către Revelionul Pensionarilor, o tradiție în Municipiul Petroșani, iar restul de 134.000 de lei merg către manifestările culturale-artistice, începând cu Ziua Națională și terminând cu Revelionul în aer liber. La Revelionul Pensionarilor de la Petroșani vor participa peste 1.000 de persoane. Vorbim despre 1.500 de persoane, ca și anul trecut, cu specificarea că în acest an și pensionarii contribuie cu o sumă modică la realizarea acestui eveniment. În cel mai estic oraș al Văii Jiului, evenimentele dedicate lunii decembrie costă în jur de 70.000 de lei. Aici nu va avea loc niciun revelion în stradă sau pentru pensionari. La propunerea primarului, Consiliul Local în ședința din luna noiembrie, la începutul lunii, s-a aprobat 70.000 de lei, 700 de milioane, pentru evenimentele din luna decembrie, pentru sărbătorile de iarnă. Au fost alocate 200 de milioane de lei pentru premierea tuturor elevilor și sportivilor care au rezultate deosebite la olimpiadele județene și naționale. A fost alocată suma de aproximativ 430 de milioane pentru achiziționarea de pachete pentru colindători. De asemenea, restul de bani au fost alocați pentru organizarea spectacolului de colinde din data de 19 și a celorlalte sărbători sau obiceiuri de iarnă, pițărăi, crai și ce se mai face în orașul Petrila, ca și obiceiuri și tradiții. În ceea ce privește spectacolul de colinde, încă nu au fost puse la punct toate detaliile. Deocamdată nu am definitivat programul, dar ca părere personală le vom face, acel spectacol vom face cu forțe proprii, respectiv cu elevii și copiii din școlile și grădinițele din orașul Petrila. Chiar acum am avut o întâlnire cu domnii directori, cu tinerii și persoanele de la bisericile ortodoxe și neoprotestante din oraș, cum am făcut și anul trecut, au participat cu fanfară, cor și grupuri de tineri și persoane mai în vârstă. Va fi în ziua de 19, când vom avea și ședința Consiliului Local de sfârșit de an. În total, administrațiile locale din Valea Jiului alocă 505.000 de lei pentru organizarea manifestărilor din luna decembrie. Actualul viceprimar al municipiului Petroșani este de câteva zile noul președinte al filialei locale a Partidului Național Liberal. Astfel, fostul președinte interimar, care a fost și singurul candidat, s-a transformat în președinte plin în urma alegerilor derulate la finalul săptămânii trecute. Dintre cei 152 de participanți la sesiunea de alegeri, 149 au optat pentru Dorin Aniță.
De data aceasta, diferența constă în faptul că președinte interimar ești numit de către conducerea județeană, iar acum, în urma alegerilor ce s-au desfășurat vineri la Teatru de Stat, cei din partid, cei participanți, majoritatea celor care au venit la conferință, au, să spun, mi-au dat girul pentru următorii 4 ani în funcția de președinte. În legătură cu alegerile, cum considerați că au decurs? Din punctul meu de vedere, au decurs foarte bine. Sunt mulțumită și de prezența membrilor la conferința de alegeri, ca și număr. Și nu au existat absolut deloc incidente. Totul a decurs conform statutului. Precedentele alegeri în cadrul filialei din Petroșani a PNL au fost organizate în primăvara anului 2011. Atunci, fotoliul de președinte a fost ocupat de către omul de afaceri Alin Simota, care între timp a fost exclus din rândurile liberalilor. Ediția 7 a concursului național de salvare minieră s-a încheiat cu o mică surpriză. Astfel, campionii de anul trecut, reprezentanții M. Petrila, s-au clasat abia pe locul al treilea, fiind devansați de salvatorii minieri de la minele Lonea și Motru. În ceea ce privește întrecerea propriu-zisă, toți competitorii au fost de acord cu faptul că astfel de competiții sunt mai mult decât binevenite. A fost, din punctul meu de vedere, o ediție reușită și ediția de anul ăsta a confirmat că întotdeauna jocurile sunt deschise, miza există în permanență, au existat, eu aș putea să le spun, niște surprize referitor la clasarea minei Petrila pe locul 3 și fiind devansată de către mina Motru, care s-a situat pe locul 2. Așa, dar, pe ansamblu, cum a fost competiția? Reușită, se vede că salvatorii au învățat din greșelile pe care le-au făcut în edițiile trecute. Bine, acum au trebuit să facă față altor provocări și au existat alte greșeli, dar sunt convins că și din ele au învățat și le vor transpune în activitatea de zi cu zi. Concursul s-a derulat pe 2 secțiuni, subteran, respectiv suprafață. La prima secțiune, cele 3 locuri pe podium au fost ocupate în ordine de reprezentanții minelor Lonea, Motru și Petrila. La suprafață, câștigătorii au fost desemnați reprezentanții Fireproof Prahova pe locurile 2 și 3, clasându-se Metrorex București, respectiv Electrocentrale Craiova. Concursul de salvare minieră recent derulat în Petroșani, în organizarea INSEMEX și a Complexului Energetic Hunedoara, a avut ca scop și alegerea componenților echipei care va reprezenta România la o viitoare competiție internațională. Aceasta urmează a se derula anul viitor în Polonia. Intenția noastră ca asociație este să participăm și la ediția internațională de anul viitor a concursului de salvare minieră. Sigur, vom configura, în primul și în primul rând va trebui să găsim suport financiar, pentru că orice deplasare în afară și orice concurs de acest gen costă, dar am încrederea că vom găsi înțelegere și vom putea participa la concursul din Polonia de la anul. La ultima competiție internațională de salvare minieră la care au fost prezenți și reprezentanții României în Ucraina, aceștia au ocupat locul 14. La startul întrecerilor s-au prezentat 52 de echipe. Reprezentanții subfilialei de Crucea Roșie din Petroșani au organizat la sfârșitul săptămânii trecute tombola lui Moș Nicolae. Cu această ocazie, 360 de locuitori ai municipiului au avut ocazia de a participa cu bilete cumpărate contra 10 lei la o tombolă în cadrul căreia au fost acordate mai multe premii. Banii colectați din vânzarea biletelor vor fi utilizați la achiziționarea de cadouri ce vor ajunge la persoanele nevoiașe. Această acțiune este tombola lui Moș Nicolae, așa am intitulat-o, deoarece este prima sărbătoare practic a lunii decembrie și a fost necesară pentru constituirea de fonduri din care vom face pachetele de alimente pentru persoanele vârstnice și persoanele cu situații materiale mai deosebite. Și alături în această acțiune deosebită, de importantă cel puțin pentru noi și pentru cei care vor beneficia de aceste pachete, este și primăria municipiului nostru și mulțumim pe această cale Consiliului și personal primarului Tiberiu Iacobriții, care ne finanțează cu o parte din proiectul Acțiuni Comune, așa se numește proiectul care l-avem încheiat cu primăria, un proiect de parteneriat. De asemenea, avem alături de noi Crucea Roșie Germană, care va sosi în data de 12 decembrie Petroșani. Contribuie și dânșir cu fonduri pentru pachetele pentru vârstnici și, de asemenea, vor aduce dulciurile pentru copii.
Sperăm că fondurile pe care le vom strânge să ne permită ca să dăm pachete în jur la vreo 200 de persoane și vreo 400-500 de copii. Copiii vor beneficia de la grădinițe și de la centrele de copii. Pachetele care le vedeți aici conțin lucruri de îmbrăcăminte, electrocasnice, biciclete, televizoare color, avem sanie, avem bob, diverse obiecte care sunt atractive și sunt mult așteptate de cei care participă la tombolă. Am mai organizat o astfel de tombolă de ziua mărcișorului și am putut, acea tombolă a fost oarecum consacrată unei acțiuni anume și aceea de a, am cumpărat toată vesela pentru centrul de bătrâni de la Dărănești. Banii de acum, v-am spus, contribuie la fondurile care le facem pentru pachetele de Crăciun. Participanții la tombola au fost cu toții mulțumiți de premiile în posesia cărora au intrat. Părerea mea că eu zic că e o acțiune destul de bine organizată și pusă la punct. Da. În valiză am înțeles că nu e a dumneavoastră, e a unei colege. Speră să fie și altceva. În afară de lucruri folositoare și să sperăm că banii dați să fie în folosul la Crucea Roșie. Nu neapărat ceva să musai, că dacă e valiza mare să fie și... Ce e câștigul foarte mare? E mai mult participarea și lucru de a vedea lucruri bune. Este nemaipomenit, deci sunt mulțumitoare. Îmi convine, pentru că e adus de la piață, e de folos. O să-l folosesc pentru cumpărături la piață, că de acum înainte nu prea ne mai țin puterile și sper să îmi ajute. Și mai greu de cărat și am și soțul bolnav și... Sper că mi-e de ajutor. Deci binevenit. Da, e binevenit, într-adevăr. Merge soțul cu bicicleta, nu eu în niciun caz. Deci până la urmă un câștig binevenit. Binevenit, da, da, da. Să mai câștigă și niște haine. Ați luat mai multe bilete? Am luat 5 bilete. Da. Deci până la urmă câștigul este binevenit. Bineînțeles, da. De asta am și luat biletele, pentru că e convenabil să iei cu 10 lei un bilet. Printre premiile oferite s-au aflat biciclete, televizoare, saltele sau obiecte de îmbrăcăminte.